Hei, lume, sunt eu, Otilia, și te-ți dau tonul la maxim perfect. Astăzi voi reacționa la video-ul meu vechi, care se numește LPE Școala Ciudată, episodul 1, eleva cea nouă. Și da, parodiu 24, în fine, da. Și da, voi reacționa la ea. Doamne, mi-e și frică. Asta a fost făcută, nu știu, în 2016, nu știu, a fost printre primele mele videoclipuri când eram cringe. Și acum, hai să vedem. Școala foarte ciudată, episodul 1. Școala foarte ciudată, adică eu, adică e ciudată, adică e scârbos. Mi-am scuipat telefon. Ok. Lumine, să cred că mă trezește pe mine un ceas. Cine vrei să te trezească? Bine, e timpul să mă duc la noua mea școală. Ok, ok. Timpul să-mi iau pălăria. Pauză publicitară până își pune pălăria. Ok, acum mă chinuiam să-i pun pălăria. Așa, perfect, gata, perfect. Bine, arăt perfect. Ia să ne uită. Doamne, ce mă enervează că vorbesc pe fundal. S-aude și TV-ul. Da, arăt perfect. Bine, să-mi iau geanta să pornesc la școală. Să pornesc la școală, ok. Ok. Așa, acum arătăm și toată casa, perfect. Ăștia vorbesc limba străină? Bine, cred că am ajuns la... Ok, acum că am ajuns, întrebe pe cineva care să-mi zică unde este biroul doamnei directoare. Perfect! Fato, te rog, spune-mi, ai înțeles? Da, am înțeles. Fato, ce să înțeleg? Foarte bine, Fato. Fata, nu mai cădea într-una? Perfect. Hei, bună! Bună! Ce vrei? Îmi poți spune, te rog, unde-i birou doamnei directoare? Parcă era domnul director. O colegă nouă! O colegă nouă! Wow! Păi auziți cum vorbește nenea ăla în engleză la TV? Ce se întâmplă? De ce toată lumea se miră pentru că sunt o colegă nouă? Exact! Nu-mi pasă de asta. De fapt îmi pasă, colegă nouă! Ok, asta a fost cringe. Ce se întâmplă cu toată lumea? Asta mă întreb și eu! Hei! Voi toți la ce vă uitați? E colega mea, nu? Eu am descoperit-o! Okay. Acum o să stau 5 ore ca să-i întorc pe toți. Ok. Bă, voi vedeți coala ăla roșu acolo și buvnița și toți sunt acolo, gen lesionați la școală, gen m-au băut ceva, s-au drogat, cine știe. Caru, în principiu verifică dacă e mașina aia, să nu fie curată, să nu fie altă mașină. Nu, asta nu mai știu, azi, vreau. Conversație, oh my god, ce cringe eram! Aceasta este școala mea și nimeni nu intră în școala mea fără aprobarea mea. S-o crezi tu? Fata aia trebuie să dispară.
Bine. Mă rog, cum spui tu, voi face-o. I-a dat un cap de-a căzut. Farsă. Ciudată. Exact. Fata de acolo, e sigur o să mă ajute. Hei, tu! Da? Îmi poți spune, te rog, unde birou domnului directoare? Eu sunt Alexandra și sunt nouă aici. Eu sunt Violeta. Vrei să fim prietene? Sigur. Mine, lasă-mă să-ți arăt. Hai după mine. Bine. Ok. Așa. Dacă nu stăteam picioare, cred că făceam acolo o criză de nervi. Birou domnului directoare aici. Ok. Bine, baftă. Biroul doamnei directoare este după o cană cu omuleț de zăpadă. A zburat. Câteva minute. Ce-a fost asta? Ia să vede. Doamne, dar ce intră pălăria aia în ochi, săraca. Ce număr de dulap. Auci. Focus. Focus. Auci. Eram sigură că o să-și iau o trândă. Bine, se pare că am numărul 174. O asfixiez cu pălăria. Bine, adică chiar aici. Chiar acolo. Să-mi las lucrurile. Focus. Deci dulapul ei este pe o cutie de cremă. Pălăria asta. Să-mi las și geanta. Bine. Lasă-ți-le mai repede. Și tot să-mi las și pălăria. Da, de acord. Ce-a căzut? Că mă enervează rău pălăria asta. Da, și pe mine. Hei, bună din nou, Violeta. Hei, bună din nou, Alexandra. Bine, e timpul să mergem la ore. Bine. Da. Hai la ora. Ok. Doamne, deci acum când mă uit la videourile mele vechi și gen văd LPS și ăștia cum ar fi Bruno, LPS-ul ăsta, motanul ăsta, doamne, mi se așa dor de ei pentru că la toți li s-a rupt capul ăștia vechi și gen mi-e așa dor de ei. Hai deodată înaintea fetei. Vin, vin. Ok. Acă sunt pălăria din dulap. Dulapul pe care îl vede toată lumea, dar nu. Bine, cred că noi două avem aceeași clasă. Aceeași clasă super știutare, nu? Super, super. Bine. Ok, arătăm încă o dată toată clasa. Wow, domnul profesor este pe, este catedra în un pantof. Wow, wow, inteligent. Nu-mi zica acum. Arată cum o iașesc pe toți, doamne. Uite, piciorul e acum. Omul ăla vorbește în engleză acolo la TV, da. Eu filmez liniștită. Bă, dar ce bănci faine creme. Sincer, băncile astea chiar stare, adică chiar aș vrea să mai am asta pentru că nu mai am mese pentru pet shop. Și chiar aș vrea să mai am băncile astea pentru că par tari.
Ok, hai odată. Așa, haide. Bună ziua, copii, și bine ați venit la ore. Ore. Intră. Intră, mă, intră. Că-s Bună moldovean. ziua! Bună ziua! Bună ziua, domnișoară Violeta! Și cine e prietena Domnișoară Violeta. ta? Da, frumos! Doamne, de ce accent? Moaptă! Ea e Alexandra, o nouă fată din școală. Bine, O nouă fată în școală, nu o fată din școală. vă într-o bancă liberă, vă rog. O, ba Hai da. să trec. O bancă random, nu, găsiți o bancă random și băgați-vă neacă, cine știe. Mergem aici. Miau. Doamne, Bilă, ce cute ești. Miau. Este Bilă în acest moment lângă mine și se uită la mine cu fața aia cute. Foarte bine, copii. Acum vom începe orele. Da, Bluey. Blowy. Domnule profesor, aș putea să mă duc până la baie? Bine, bine, du-te repede. Ura! Aceeași întrebare ca la început. Vorbesc românește? Liniște, nu s-a terminat încă ora. Normal că nu s-a terminat, abia a început. Stați în liniște și așteptați pe Bluey. În liniște, vă rog. Bine. Bluey s-a întors. Da, ok. Mă rog. Vom începe ora cu profesorul vostru preferat. Scuzați-mă, cum vă cheamă? Domnul Banana. Bine, domnule Banana. Super. Foarte bine, copii. Profesorul ăsta mai mult tot degeaba decât să învețe copii. Adevărat. Are dreptate. Dreptate, fatul, da. Dar de ce vorbești așa, fatul? Ok, la asta nu pot gen să mă înjur pentru că acum fac și așa, adică cum să imit clopoțel, ceva gen cu adică nu, da. Bine, copii, sunteți liberi. Ura! O, da, am scăpat de ora de mate, da. Yeah. Hai să ieșim din ca sălbaticii. Mai repede, oameni buni, plecați. Da, arătam toată casa iară. Haide, 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 haide! Nu știu, rămas încă aici. Da. Bine, cred că ar fi timpul să mă duc în pauză, vii și tu. Da, doar să stau, să-mi spun o chestie. Ok, pa! Ce urât! Am lăsat o baltă! Hei, bună! Bună! Eu Bună. sunt Paulin. Ești Paulin. Alexandra. Ești drăguț. Mai bine Paul. Și tu. O da, ești Foarte bine. drăguț. O da. Copii, este pauză. Dacă vreți să discutați, vă rog să faceți pe coridorul școlii. Pe mine mă deranjați, eu trebuie să fac treabă, plecați de aici, copii răi! Ok, haide. Bine. Nu mai mișca telefonul ăla. E pe aproape să muște capcana noastră. Așa e. Muhahaha. Știi? Ai vrea să fim prieteni, Paulin? Eu, prietenul tău? Da, adică nu de iubiți vorbesc, adică prieteni, prieteni. Da, de ce nu? Accept. Oh, da! Minunat! Ești tare, Paulin! Drăguț! Și tu? Ești Sai foarte ce? simpatic. Ah. Ca un cățel, vreau să zic. Da, știu.
pupați-vă, nu mai țineți în suspans. Ok, ar trebui să plec. Pa! Așa, repede. O, ce cute. Pa! De-abia ne-am cunoscut și hai să ne pupăm, că de ce nu? Yes! O, da! Hai să sărim în sus de fericire! O să muște! Ce o să muște? O găleată de apă! Ați auzit ceva? Văzut, venit, plecat. Hei, te simți bine? Nu. Nu mă simt bine. Exact. Dă-mi voie să te ajut. Poftim un șervețel. Luăm o cârpă de pe masă, eu dăm să se șteargă cu ea, indiferent dacă e murdară, dacă nu. Nu, o luăm, e urgență, adică, really, trebuie să luăm orice, adică... Mulțumesc! Chiar și dacă e un mop, îl dăm să se șteargă, că de ce nu? Poți să te ștergi acum. Păi deja se șterge. Mulțumesc că m-ai ajutat, plăcere. Ești foarte drăguț. Așa ai zis la celălalt. Mersi. Și tu ești drăguță. Cum te cheamă? Bruno, pe tine? Alexandra. Mă bucur că te-am cunoscut, Bruno, dar ar trebui să mă duc acasă. Și mă bucur că te-am cunoscut. Pa. Acasă? Ai făcut doar o oră. Pa. 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 Ce fată drăguță. Puteam să o ajut și eu. De ce n-ai făcut-o? Fata aia va fi a mea. Bine. Fără să se bage băiatul ăla. Bine. Pa. Bum, trântesc camera de pământ. Bum, rip telefon. Acesta a fost tot episodul meu de astăzi. Bine. Pa! Pa! Și cam acesta a fost și tot episodul pe care... Anulează. Și cam acesta a fost tot episodul care vi l-am arătat azi. Scrieți dacă vă place seria asta, adică dacă vă place seria asta cu reacționez, pentru că dacă vreți pot să mai reacționez la video sau nu, o să fac, da, să mai reacționez chestii, da, în fine... Și vreau să-mi scrieți în comentarii la ce video aș dori să reacționez, orice, poate fi și comedie și chestii tristă și orice, dar trebuie să reacționez orice și poate fi și cântec, orice, puteți să-mi dați ca să reacționez orice vreți voi și da, pa!